Mă numesc Cătălin Ionuțele din Craiova și întrebarea mea despre cum putem preveni infecția cu COVID-19, coronavirus, este următoarea. Ajută spiritul, alcoolul sanitar la o dezinfectare corectă? Pentru că am auzit la emisiunea Sinteza Zilei prezentată de Mihai Gâdea, am auzit pe medicul, pe domn profesor Stăinu Cercel, spunând că alcoolul nu ar ajuta. Întrebarea mea este ce cantitate sau ce concentrație de alcool sanitar, de spirit, ne-ar ajuta totuși și dacă concentrația este mai mare, poate să ne ajute la combaterea infecției, pentru că am văzut că este o criză de dezinfectant și chiar se găsește foarte greu dezinfectant pe piață și atunci măcar să știm ce cantitate sau ce concentrație de spirit putem să luăm sau dacă există totuși, dacă spiritul ne ajută într-o concentrație mai mare pentru a combate acest virus. Vă mulțumesc! Noi am mai discutat asta, dar Ionuț remarcă un lucru, că s-au cam epuizat stocul. Și atunci întrebarea e, dom'le, dacă tot cumpărăm, noi să nu cumpărăm greșit, adică să nu dăm bani pe ceva ce nu ne folosește. Alcoolul sanitar, concentrație 70%, de 70 okay. de grade, haide să spunem așa, nu mai mult, deci dacă e mai concentrat, nu-și mai produce efectul. E foarte interesant asta. Deci dacă e 90%, că unii au așa, dom'le, am alcool de ăla, făcut din porumb acasă. Nu, 90%, nu e bun, trebuie diluat până la nivelul 70%. De 70%, da, între 60 și 70%. Este bun dacă faci cu el dezinfecția suprafețelor și lași în contact câteva minute cu suprafața respectivă. Pentru mâini, apă cu săpun sau alternativ acel, dar spălarea trebuie să fie riguroasă și există foarte multe imagini cum trebuie să fie realizată spălarea mâinilor și, bineînțeles, alternativa când mâinile sunt fără încărcătură, e foarte important, adică să nu fie murdare vizibil, da. Atunci putem folosi geluri pe bază de alcool. Doamna Viorica Sasu.